Purtarea măștii de protecție în spații publice deschise a devenit obligatorie și în Mehedinți. Hotărârea privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți a fost emisă sâmbătă în Drobeta Turnu Severin. Ținând cont de numărul ascendent de îmbolnăviri cu noul coronavirus, severinenii sunt de acord cu această măsură impusă. Masca de protecție a devenit obligatorie în spațiile publice și în Mehedinți, în anumite intervale orare în care există aglomerație. Astfel, masca va fi obligatorie în intervalul orar de funcționare începând cu ora 7 în toate târgurile și piețele de pe raza județului Mehedinți, dar și în stațiile de autobuz și peroane. În aceste locuri, interacțiunea este foarte apropiată și singura soluție pentru reducerea riscului este purtarea măștii. Severinenii sunt de acord cu această măsură de protecție impusă atât pentru siguranța lor, cât și pentru a celor din jur. De acord cu ele să fie obligatoriu, fiind necesare atât pentru protejarea noastră, cât și a copilor și a tuturor persoanelor. Da, sunt necesare. Consider că e normal să ne protejăm pentru cei dragi, pentru noi și, în general, pentru toți cei de lângă noi. Situația care este acum în țară e destul de critică. Se știe că în vacanță au venit foarte mulți și că sunt mulți care nu respectă acest lucru. Dar, ce să vă spun, sfatul meu ca bunică este că trebuie să protejăm copiii, nepoții, pe noi și pe noi cei de la o vârstă. Și la modul general trebuie să fim înțelegători și să înțelegem că legea e făcută ca să fie respectată, că noi suntem puși într-o situație în care n-am fost niciodată până acum, cel puțin asta știu eu, că răceala, gripa și gripa aceea mai puternică nu este tot una cu ce se întâmplă acum, că nimănui nu-i face plăcere să stăm ascunși, să stăm distanțați, să respectăm o anumită distanță între noi, să ne ferim unul de altul și că situația nu este numai în România. Situația este pe tot globul pământesc. Și atunci hai să facem ceva, părerea mea, să vedem ce se întâmplă, dacă după tot ce se întâmplă și noi suntem corecți și respectăm regulile astea și vom purta în continuare masca de protecție, vom păstra distanța, eu cred că va fi foarte bine. Și mă gândesc că poate într-o lună, două, reușim să avem și alte posibilități, să ieșim, să mergem în vacanță, să ne plimbăm. De asemenea, sunt și excepții de la obligativitatea purtării măștii de protecție, copiii cu vârstă mai mică de 5 ani, dar și persoanele care desfășoară activități intense în condiții de muncă solicitantă, cum sunt temperaturile ridicate sau umiditatea. Purtarea măștii de protecție pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise este obligatorie până pe data de 16 august 2020.